Vrancea, au protestat primăriile PNL, PSD. A fost o organizare a lor personală, să știți. Deci nu ne-am, adică știam că au de gând să facă un protest, însă nu ne-am implicat noi în organizarea protestului, și asta arată că probabil chiar a ajuns cuțitul la os. Deci dacă au reușit să se adune și să treacă peste eventuale obstacole politice dintre ei, pentru că știți că există asemenea discuții, înseamnă că le-a ajuns cuțitul la os. Lucrurile sunt extrem de complicate și acum mă întâlnesc cu cetățeni, cu membri de partid în special, cu care am discutat în ultimele 6-8 luni de zile, începând de anul trecut, și îmi spun, toți că domnul Săpunau a avut dreptate. Deci întâlnirile mele politice în partid erau așa, începeau. Aveți grijă, și vorbim de anul trecut chiar. Nu vă împrumutați. Dacă aveți banii de dat la bancă, faceți un stoc tampon pentru 2-3 rate. Dacă cumva, poate nu vă împrumutați voi, dar poate fac copiii la oraș. Le spune să nu cumva să ia credite pentru consum. Și doar dacă iau credite să fac un lucru care am băgat 10 lei și câștig 15 sau 16, de bine. Dacă nu, să nu s-ar putea să facă credite de consum. Și faceți-vă un stoc tampon de bani, că va fi și mai rău decât acum. Mai rău, va fi rău, cu adevărat. Și se uitau la mine că încă nu veniți rău. Și au zis, măi, dar de fapt asta este. Și așa va fi. Din păcate, situația economică nu arată bine. Oamenii pe care mai au de dat afară și reducerile astea de bani înseamnă intrări mai mici în asigurările sociale și în bugetele de stat. Deci situația nu este deloc bună. Și dovadă că nu este bună este că acum vorbesc de un credit foarte mare. Deputații de la APD și toți sunt îndobitori. Nu, sunt încă mai cred și spun în felul următor. Va veni un credit mare de la femei și o să folosim banii și o să dăm ceva la pensii și mai mărim salariul sau mai facem vreo chestiune până în 2012 și să vezi cum ne votează lumea din nou. Deci astea sunt discuțiile care se fac pe coridor, în afara celor oficiali. Deci toți trăiesc cu speranța asta că o să facă un credit foarte mare cu femeiul acum și pe ăla o să-l cheltuiască pentru pomeni electorale și o să fie bine în 2012. Astea sunt discuțiile care se fac la PD la ora asta și noi le spunem, pe ce vreți voi să cheltuiți banii aia, că banii aia nici nu o să-i vedeți. Nu, banii aia nu se duc decât mare parte dintre ei, o să ducă pentru ostogolirea datoriilor.